Domnule Victor Mateș, iată din nou sărbătoarea mierii la Blaj, cel mai mare eveniment, nu numai din Ardeal, am putea spune, după atâtea ediții, de fiecare dată vreți să creșteți. Anul ăsta să fie mai bine decât anul trecut. În 2015, ce ne-ați pregătit? Eu cred că este un eveniment de nivel internațional, unul dintre cele mai importante din Europa, prin faptul că foarte multe firme din Europa și nu numai s-au înscris și au dorit să participe la întâlnirile pe care le organizăm cu ocazia sărbătorii mierii, așa o titulăm noi. Sigur că la cea de-a 8-a ediție există și o parte bună și una mai puțin bună. Cea mai puțin bună este că are loc după un an foarte dificil în apicultura din România și nu numai, în toate țările din jur, când recolta de miere a fost cea mai slabă din ultimii 40-50 de ani. Ea a afectat foarte mulți pe apicultori care nu și-au scos nici cheltuielile și, în general, tot business-ul de miere a scăzut din acest motiv. Partea cealaltă bună este că participanții înscriși s-au dublat ca număr de firme internaționale și am pregătit un simpozion mai bogat în prezentări legate atât de calitatea mierii, unde participă cele mai importante două laboratoare pe calitatea mierii din lume, două laboratoare din Germania, care s-au insistat să vină să prezinte, fiindcă toată piața mierii este legată de analiza mierii la export. De analiza mierii făcute de aceste două laboratoare sunt luate ca referință, îmi povesteați, analiza mierii. Da. În toate contractele internaționale vă pot pune la dispoziție cel puțin 5-10 contracte internaționale în care laboratori de referință sunt cele două, una din cele două din Germania, indiferent că mierea este din Argentina, China, România sau Ucraina. Practic două zile foarte concentrate, cu multe activități și cu expoziția care este ca întotdeauna în centrul Blajului. Da, expoziția cu utilaje apicole, cu produse apicole, este în centru clasic sau istoric al orașului Blaj, renovat și care dă o impresie plăcută atât pentru vizitatori, dar și pentru imaginile care se vor lua. Suntem sprijinit și am fost sprijinit în acest sens de primărie și de Consiliul Local, care s-au pregătit și au pus la punct curățenie, verdeață, flori, ce să mai spun, plus sprijin material din partea lor, care este de natură să spună de genul acesta, orice aveți nevoie, vă punem la dispoziție. Da. Ce organizați în cadrul acestui mare eveniment de care povestim, sărbătoarea mierii și conferințe? Care sunt temele pentru anul acesta? Pentru anul acesta organizăm ca întotdeauna o conferință cu apicultorii pe tema bolilor albinelor, pe tema creșterii potențialului economic al stupinelor, pe teme mai noi care apar legate de calitatea mierii de albine și nu numai. De asemenea, facem o întâlnire importantă între procesatorii de miere din țara noastră și cei străini, apoi cu o firmă care face niște softuri dedicate trasabilității mierii de albine, mai ales în unitățile de procesare. Iar temele de business sunt întâlnirile bilaterale care au loc între participanții din China, cu cei din Polonia, cu cei din Spania, cu cei din Franța, cu cei din România, cu cei din Bulgaria, din Grecia, ca să mă opresc la enumerat. Doar la câteva. Da. Avem pentru prima dată o delegație importantă din Ucraina, care participă pentru prima dată în România la un târg și vin un grup de 30 de apicultori și câteva firme de procesare a mierii. Vor să intre în relații economice cu România și probabil că și noi o să le întoarcem vizita la rândul nostru. Am înțeles. Bun, practic, iată, îmi povesteați de faptul că vin din toate țările, cum ați enumerat ceva mai devreme. Noi suntem mari și exportatori, dar și China este cel mai mare producător de miere, dar ați reușit să exportați chiar și în China. Da, așa este, fiindcă în China există breșe de piață, de exemplu pentru magazine care sunt mai scumpe, cu calitate mai bună, în cele care vând ceaiuri și nu numai, preferă să ia miere
de calitate superioară, miere certificată bio, ambalată și de multe ori cu etichetă în limba română, fiindcă România se bucură în general în China de un bun prestigiu, nu numai la miere, la mai multe domenii. Am constatat din mai multe întâlniri pe care le avem și faptul că în acest an, de exemplu, vin 3 firme din China. Anul trecut a fost o singură firmă. Da. Este un lucru bun că, iată, sărbătoarea aceasta organizată pentru a 8-a oară anul acesta crește de la an la an și în același timp își dau seama și producătorii români, crescătorii de albine, că este important să particip la astfel de evenimente. Pentru că dacă ar fi să revenim în urmă cu 8 ani, când ați început așa acest eveniment să-l creați, la ce v-ați gândit că va trebui să ajungă? La ce a ajuns acum? Sau mai e loc încă de mai bine? Cred că începuturile pe care le-am avut și pe care le au și alții din alte colțuri ale țării au fost, în primul rând, în ideea de a strânge la un loc apicultori cu procesatori și toată oferta de produse, atât pentru apicultori cât și pentru procesatori. A făcut bine, am început să ne cunoaștem, iar apicultorii s-au dezvoltat pe baza proiectelor finanțate de Programul Național de Apicultură și pe fonduri europene, știind că găsesc în România orice utilaj își doresc pentru practicarea apiculturii la standarde de profesioniști, fiindcă amatorii sunt mai mulți, dar care nu pot să contez pe o producție substanțială din partea lor.